Este așa? Doar denumirea de păjoală, nu știu, yeah. Este mai degrabă carne, multă carne. N-au miez de pâine, n-au cartofi, n-au nimic. Nu le pun cartofi, am. Deci cartofi, cred că am pus prea mult cartofi, dar cartofi am. Nu, n-ai pus, că e carne cât cuprinde. Da, este carne, nu, multă, multă carne. Nu se simte nu, deloc cartoful. Și nici verdeața. Nu de cartofi, da. Mai mănâncă și carne. Dar auzi, curjoalele de obicei se fac cu mult miez de pâine. Da. Nu cu miez de pâine, nu obișnuiesc. Ca să te saturi. Cu părjoalele a dat puțin kicks pentru că nu a pus în ele aproape nimic altceva decât carne și au fost cam fade și tari. Și mă așteptam, când le-am văzut în meniu, așteptam părjoalele ca pe mărțișor, ce știu, ca pe purașul de Paști. Jeane, dragă, dacă ai ști cât ce așteptări am avut la părjoalele tale... Și să nereușite proaia, a? Nu sunt rele, doar că sunt prea dense, e carne prea multă. Carne prea multă. Uh-huh. Și nu sunt deloc grase, nu se simte verdeața. Dar nu ți-a ajuns atâta ceapă? Foarte bine, am reținut ideea. Da, e, trebuie să fie o carne mai grasă, cred. Ele trebuie să fie puțin mai grasă. Da, da, da. Am înțeles. E bătătorită așa, e bolovan de carne, știi? A, știi, ce au, știi din ce carne am făcut? Din pulpă. Pulpă, păi de aia. Cred că de aia. Sigur, că e fibroasă, n-are grăsime deloc. Adică se pot face și din pulpă, însă să se pună un pic de grăsime. Cea mai bună carne e flica. Tu știi ce am făcut? Aveam un pic de grăsime și am dat-o la o parte. Bă, dă cuvântul, adevărat! Deci păi nu am se dă, la chiftele nu se dă grăsime. Așa am prășit. Deci, da, ca și la sarmale, dacă nu e carnea grasă, nu-ți ies. Ies bolovan, așa. De-aia probabil sunt și așa dure. Mama, dacă nu are carne grasă, adaugă ulei. Da, dar nu e același lucru. A pus foarte multă carne și a ieșit fadă și uscată, din păcate. Jeane, fii bărbat, privirea sus și încasează cu demnitate critici despre pârjoale. Trebuia mai mult pătrunjel, mai multă... Trebuia să simtă verdeața în ea. Grăsime. Mm-hmm. Și mai e o problemă. Mm. Să-mi fac eu autocritică. Mm. Dacă erau fierbinți, să cunoșteam mai puțin. Erau mai pufoase, puțin, probabil. Erau mai pufoase. Mm-hmm. Dar nu asta e problema, să știi. Da. E nu. Bine. Nu asta e problema. E corectă observația. E prea dense, e prea multă carne așa de... E vorba de textura lor. Mai zemoase puțin. Da. Și miros frumos, nu mai afânate. Am fost un pic șocat că nu am găsit, sau puțin dezamăgit, nu șocat, că e prea mult spus șocat. Am fost un pic dezamăgit pentru că nu am găsit în pârjoalele domnului Jean gustul la care eu mă așteptam. Toți invitații au așteptat cu sufletul la gură pârjoalele domnului Jean și ce să vedeți, că pârjoalele n-au mai fost pârjoale. A dat kicks cu pârjoalele, ce să mai la Vale și la Del? Când ați venit la mine în prima zi, ați fost chichite pe mine. Să ziceți, să mă criticați, să așa, să aia. Aici de ce nu vă grăbi să da concluzie? Da, sunt... Un pic de pauză, tocmai pentru că am învățat ceva din ziua aia, măi Camelia. Tu și trebuia, am fost cobai, trebuia să învățați pe nu mine, ai fost mulțumesc. Atunci. Păi uite, eu, spre exemplu, așa mă simt acum. Păi și ce nu să facem să acum? Așa s-a întâmplat. Și... Păi și ce să facem acum? Așa s-a întâmplat. Păi. Așa a fost să fie, am învățat și noi din ziua aia și nu mai facem ce greșeli am făcut, nu? Da. Pentru că, după cum știm toți, scuze că am mâncare în gură, noi putem amenda ce nu ne place cu o notă la sfârșit, nu trebuie să creăm o atmosferă neplăcută la masă. Hai să ne simțim bine, că trebuie să profităm de masa asta, nu să... E mai simpatic, Jean, așa-i? Este. Este un om cald. Este simpatic. Eu, efectiv, mă simt ca acasă aici. Prin comparație cu Camelia, zic. Nu poți să faci comparație într-un om ca Jean om. Și de vârsta lui Jean cu Camelia. N-ai cum. Da, nu, fiecare om e în felul lui. Mm-hmm. Eu sunt eu, fără explicații, fără comparații și atât. Fiecare om e diferit prin felul lui de a fi. Suntem diferiți din fericire. Când au fost invitații la mine, au tăiat în carne vie și foarte exigenți, dar pe măsură ce s-au mai cunoscut și au socializat, lucrurile s-au schimbat din câte văd. Când le fac la ai mei de mâncare, mai ales dacă îți de astea prăjite, gen pârjoale sau așa, nu mai pot după ce prăjesc. Ți-au plăcut pârjoalele? Nu, nu mi-au plăcut. Mă așteptam la pârjoale de alea bune. Și eu la fel, de alea... Cu verdeață multă și cu usturoi. Îți plăcut pârjoalele? Și nu, mai grase. Mai gras. Că... Adică adevărat. Eu personal am fost un pic dezamăgit
față de așteptările pe care le aveam, pentru că nu am găsit pârjoala la care visam. Acum ce să credeți? Sunteți răutăcioși sau sunteți de acord cu mine? Normal. Eu când vă spuneam, voi mă catalogați drept răutăcioasă sau? Uite, la ciorbă te consider că ai fost răutăcioasă. Dragă, n-a fost din punctul meu de vedere, dacă mie nu mi-a plăcut. Nu-mi place ceva, poți să spui că sunt răutăcioasă? Uite, poate nu-mi place acum lingurița asta cu mare coada. Poți să spui că sunt răutăcioasă? Nu, că nici mie nu-mi place coada aia. Mie îmi plac cozile, în general. E, băi, vezi? Deci am nu e pe la coada meu. Când eram mică și... E eronat să spui că eu acum sunt răutăcioasă, cum vrei tu să... Pentru faptul că nu-mi place. Eu zic că este vorba doar de faptul că, nu de părere neapărat, ci modul în care îți expui părerea. Ai înțeles? Mulțumesc. Acolo trebuie să mai lucrezi puțin. Și că mai ies puțin limba miere când transmiți ceva. Cu plăcere, cu plăcere. Eu ca întotdeauna. Decât să fiu pisică blândă și să zbâni rău, mai bine sunt cățel din ăla, latru, dar nu mușc. Nu mușcă nimeni. Nu mai... Am întâlnit... Părerea poți să ți-o spui, dar am întâlnit, stai să zic, am întâlnit persoane, când ne vedeai, înjurau. Foarte urât, se exprimau, își puneau părerele mult mai urât, dar cu un suflet de milioane. Când sărei de ceva, imediat, era imposibil să nu te ajute. Deci ce legătură are? Aparent niciuna, însă la nivel subtil, orice suflet bun mai latră din când în când. Camelia, asta spuneai, nu? Păi, vorba dulce, prea dulce, prea mierloasă și să fii altfel. Nu prea. Vorba, cum ai zis? Eu așa sunt și nu mă schimb pentru nimeni. Schimbă-te, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, încearcă. Nu e așa. Nu e așa. Hai să vedem ce ne aduce. Ceva mișcător. Ce pește scrie în meniu că avem? Crab prăjit. Unul dintre ei. Crab prăjit. Crab prăjit cu cartofi naturi scrie. Scria doar pește. A prins somon azi, n-a prins crab. Scria doar pește. Cum? M-ați copiat? Evident. La somon? Da. Ați avut... A avut o undiță mai lungă. Doar la somon. Da? Da. Deci nu v-a fost teamă de concurență? Am ales să fac somon în strategia mea, gândind că în timp ce fac aragaz diverse sortimente de mâncare, ăsta se face la cuptor. Pește proaspăt prăjit, asezonat cu cartofi natur. Cameruța, îmi cereți scuze din întârziere. Nu vă mai cereți scuze. Te-am simțit cea mai înfometată. Domnul Jandale. Da, zic. De ce ați ales să faceți somon la cuptor? Adică la fel care... Trebuia să mai pune și legume. Vrei să spun ce am pățit cu legumele? Ce ați pățit cu legumele? Nu le-ați făcut bine? Nu. Și le-ați aruncat? Altă tâmpenie. Le-am cumpărat și am mutat ele în frigider. Cu cuvântul meu de onoare, să spun sincer. Atât de mult v-a plăcut somonul meu cu legume, da, cum a fost făcut, încât ați vrut să mă copia să iasă identica al meu. Somonul, peștele și legumele, da. Am fost la înălțimea așteptărilor. La înălțimea, chiar. Da, pentru că îmi place. Credeți somonul în puterea exemplului? N-avea mai cum. M-am riscat. Ți-am dat calificativul maxim la somon. Da. Deci la somon, ca să rețin că ai avut mai multe feluri de mâncare. Da. Ai înțeles? Și m-am riscat, chiar nici n-am gustat din el, dacă vrei să știi. Are gust de pește prăjit. Dar cel puțin îl faceați cu sos de capere. Să fiți mai deosebit decât mine. Dacă nu e sezonat cu legume la cuptor, în viziunea mea, felia asta așa de somon, mergea sezonat cu sos de capere. Vreți să-ți recomand alt... Asta e cu sos de limbă. Vreți să-ți recomand altceva? Vreți să-ți recomand altceva? Pot servi și cu altceva. Nu, acum ce să mai... Nu, te pot servi cu altceva, să știi. Cu ce anume mă puteți servi? Sper că nu spui vreo prostie. Pâine cu dulceață ca să-ți mai ia din greață. Ce mi-a plăcut gluma! Voie, Jean, puteți să mai mi-aduceți o lămâie? Da. E mai bine, dulceața mă îngrașă. Și vreau să-mi păstrez silueta. Dulceața... Jean, dar tu ai cartofi natur. Mai aduceți și mie o lămâie mai bine. Și nu mai să... Nu mai fie? Nu mai să... De ce? Aveai! Mă bucurește să zic, iar mi-e... Eu oricum nu prea am mâncat. Mă mănâncă limba, să zic, vă rog. Și Ane, un pahar cu apă cu lămâie? Nu, iubita mea, că am vin, eu nu mai stric vinul cu apă. Nu dai eu vinul pe apă. Apa e când ți-e sete. Îi sugerez, doamne Ana, lămâie
un motiv anumit, Camelia? Am nevoie de puțin acid, ca astăzi sunt bază. Ca să vedeți că nu mint. Cine vrea, le servești așa. Acum un apel de înghețare. Se vede, dar se vede. Domnule. Deci am făcut dovada că am fost sincer. Da, dar sinceritatea nu te absolvă. Vei fi depunctat, am impresia. Somonul domnului Jean a fost un pic cam prea bine făcut și a fost un pic fad, dar a avut gust, a avut un gust foarte bun. Somonul Camelia a fost un pic mai mai gustos. Facem o comparație? Mie îmi place mult mie mi se pare făcut. Ce? Bineînțeles, sunt obișnuită deja, dar mi-a rămas, uite aici, da, ce bine, mă, un capitol mi-a rămas am aici. Am putere să spun stop când nu-mi convine, să tai anumite vorbe, mea, chestia asta? Aducem iarăși vorba despre bune maniere. Vreau să nu vă întristați la mine, vă rog frumos. Nu. Spuneți părerea despre aceste două doamne, trăiesc pentru a mânca. Rugămintea mea. Nu mai da curs provocărilor. Dați-o omul să-și termine. Nu mai da curs provocărilor. O nevorbita de tine, tu suferi foarte tare că nu-ți duci ideile până la capăt. E păcat că ea nu știe să se poarte. Înțeleg. Nu mă înțelegi că dacă mă înțelegeai, te înțeleg, dar probabil nu vreau să-ți fac în plac. Sunt două lucruri diferite. Bine, dar vezi că tot tu piși prost. Acum, cu bune și rele, cine mă cunoaște, ce să facă? Mă acceptă fiecare așa. Oamenii se acceptă cu bune și rele, trebuie să îi acceptăm, nu să-i judecăm sau să-i etichetăm. Nu e așa, puiule, pentru că va fi de favoarea noastră. Pentru că poți să alegi dacă mai vrei să mai fii cu o persoană la aceeași masă sau nu. Are nota la care poate apela când vrea să amendeze pe cineva, nu trebuie să strice atmosfera de la masă. Până la urmă, suntem 4 cetățeni care nu suntem obligați să ne mai întâlnim după ce se termină această competiție. Și acest timp destul de restrâns trebuie petrecut de calitate.